fiul meu, cu handicap de gradul 2, așa cred că s-a născut, a făcut școala ajutătoare de 10 clasă la Bistrița, o școală profesională la care templar de mobilă nu știe lucra absolut nimica, nici nu s-a ținut de nimica, oriunde se duce, se duce de acasă, se lasă antrenat de tățe scroșii care profite de el, că el spune că vrea să însoare, să scape de nevastă. Și alții îl primesc așa și hai, dar și lucrează la mine, sau umblă la vaci la mine, sau fa asta, că îți găsesc că mireasă. O sta la unul sărățel, o stat de două ori fugit acolo, la ala. Avea vreo 20 de cai. Cai de aceea avea vreo 50 de porți, cai de aceea îl punea pe el de rânia la cai și atâta ziua și le mi-a dat de mâncare, cumpăra cai de aceea răi de până târg și cred că de aceea tăia avea vreo 3 cazani în spatele grajului pe acolo, tăia de aceea, șerbea de aceea și da la porți. Și era plătit pentru ce făcea? Cum? Era plătit pentru... Niciodată, nici un leu nu i-o dat, nici când l-am dus acasă, nu vreau să recunosc altul de nimic. O să că nu am, deci am un prezent, nu am, când nu ai veți, o-i dat. Și cu asta, pe asta. Și după aceea ce s-a întâmplat? Acum unde e? Acum au fost acasă și au fost o sărbătoare într-o sâmbătă, în data de 14 sau 15 august, 15 parcă. Și de acolo a plecat de acasă fără să știe de până la întreiu, așa am uitat un pic în casă la televizor și a plecat de acolo fără să știe nimica. Și zice, hai, nici știu, așa mai deputat și-a avut acolo prin aceste saci. Și-a plecat, am văzut numai că nu-i. Și un vecin mi-a spus de stare și m-am întâlnit cu Durel, zice, pe linia ferată. Mergea în jos, zice. Și eu am plecat în căutarea lui duminică, a doua zi. În căutarea lui mi-a spus oamenii că sâmbătă s-a dus neblita de inimii, s-a dus la o nuntă și o stat la nuntă așa până dimineața. Dimineața, pe la 6, ceva, 7, l-a văzut oamenii pe fața primăriei când s-a spart nuntă, s-a dus oamenii. De acolo l-am căutat la toate birturile, în toate părțile, nu l-am mai găsit altul. La vreo două săptămâni după aceea, oriunde l-am căutat, nu am mai dat nicio fel de urmă. Nimeni nu l-a văzut, nimeni nu știu nimic. Și la vreo două săptămâni, trei săptămâni, circa așa ceva, o sunat cineva de la Dej. O spus că e de la Dej. Să veniți să-l duceți pe Dorel la casă, că la noi la vaci. Ceva s-a întrebat, la unde, la așa adresă, și aveți acolo pe telefon. Și noi, telefonul nostru nu registrează nimic, e telefon fix. Nu rezistează absolut nimica. Și de atunci tot am întrebat și am căutat și nu-l mai găsesc nicăieri absolut. Și-s numai din acasă cu asta. Că nu poți lucra, am râd, am stat 3 săptămâni în spital în Bistrița, rămân vineri și ai vineri. Acum ați venit la Dej să-l căutați? Am venit la Dej să-l caut. A fost poliția criminalistică la mine și-o filmat și unde durnie și condițiare și tot absolut. Au scris câte 3 pagini, unul a fost 3 și o să se aștepte, trebuie să găsească. Da, domnul, are discernământ, se poate descurca singur, știe să vine înapoi acasă singur. Cum să nu știe, la toată țara, dar nu are obiceiul să se torne acasă. Se duce să-mi zie la alții, iar la lucru, să-mi zie că-i găsește o fată, că-i găsește nu știu ce și tot așa se pierde așa.